De mai mult, vreți să spun ceva? Tu știi când mă bate o cuștea din primăria sectorului 4? Că primăria sectorului 4 s-a mutat în Grand Arena, pentru că pe George Coșbuc, în sectorul 4, se lucrează la clădire. Au închiriat Grand Arena, hotelul, auzi și tu, meritul ăla. Meritul ăsta, acum spune un centru comercial. Un mall, da, e un mall, da, un mall. Și acolo mă duc eu tot timpul la Grand Arena și mă bag cu ea degeaba, le spun în față și degeaba. Se sizează una după alta. Cu cine te bați? Oaia de la intervenții, poliția locală. Sunt niște clanuri băgați acum. Tu n-ai apucat în perioada asta, acum când au venit. Au mai fost restructurați din poliția locală, jumate din ei au fost dați afară. Iar acum director de la Poliția Locală este director general a DGSPC, sector 4. L-a scos de acolo din Poliția Locală și l-a transferat la direcție. Pentru că a dat-o afară pe aia de la DGSPC, că n-a fost de acord cu o hotărâre de Consiliul Local ca să plătească noi născuți taxele alea de gunoi, a dat-o pe asta afară pe Mihaela Ungureanu și le-a băgat pe unul, Pelmuș. Marius, acum e directul la DGSPC. În perioada aia când ai avut o problemă, a fost director Pelmuș. Acolo nu eram eu, era Haregeană. Oricum, urmăresc ce se întâmplă și în sectorul 4. Deci zici că s-a întâmplat cu violență. Nu, deci am intervenit că am văzut sectorul 4 și te-am felicitat că le-ai spus în față. Asta m-a bucurat enorm foarte mult și am văzut că te urmărește foarte multă lume, dar am și văzut. Și am intervenit și am zis, ia mă țin pe internet să văd și eu dacă există postul ăsta. Am văzut că e un om din Moldova. Am văzut păi că eu sunt din Moldova, acolo filma Haregeană din Prahova. Eu sunt din Moldova, dar acum locuiesc la București de mulți ani. A, de mulți ani? Na, 3 ani, dacă să zic exact. Nu, am văzut că le spui în față la toată lumea. Și mai e unul din București care intervine. Bolit, îl cheamă unul, Bolit. Și ăla tot așa. Și ăla se bate cu jandarmeria, cu poliția română, cu toată lumea. Le-a zis-o în față și în Dragnea și la toată lumea. Am văzut că le filmat și pe aia cu primăria capitală, cu sigla, cu stema aia. Da, asta am vezi filmat că... eu. Păi și nici acum n-au schimbat-o și acum stema capitalii stă decapitată și fără picioare. Așa. Nu, e și acum așa. Acum face reclamă acum. Se duce la un centru social să facă reclamă cu cozonacul și cu ou. Gabriela Firea. Numai oameni ciudați avem din PSD. Da, e în febră electorală. Numai PSD. Cum? E în febră electorală, vrea să fie realeasă. Da, vreți să spun de ce e COVID acum? Ca să nu-și piardă ăștia funcțiile, să-și mențină funcțiile și face campanie electorală pe seama COVID. Și COVID-19 nici nu există. Aia-i povești. Cum să nu existe? Au murit 140.000 de oameni până acum în lume. 2 milioane zbolnavi da, și tu zici că da, nu există. Da, dar România nu. Eu dacă mă îmbolnăvesc acum de picare ceva, dă bine pe COVID. Eu n-am avut nimic. Am stat pe lângă mult și n-am pățit nimic aia. De ficat nu ți se umflă plămâni, frate. Să vezi simptomele speciale la COVID. Plămânii oricum, cedează. Pneumonie, da, febră, tuse, seacă. Da, sunt încăpățânați, da, știu, asta cunosc și eu. Dar pe faza asta se câștigă bani frumos la primăria sectorului 4. Pleacă băluță Daniel cum vrea și a poliția locală în Spania, ca pe gardă de corp. Eu știu multe cum se lucrează. Semnează oamenii cu ochii închiși, nu semnează primarul, semnează un consilier peste primar. Aici nu semnează primarul. Aici conduce clanurile, nu băluță. Dar vrei să precizezi în ce fel te-au bătut, te-au maltratat atunci la poliție? Cum? Te-au dus jos la parter și, sau la subsol și? Da, mi-a luat martorul că am scris pe ceva demisia băluță Daniel și apoi am ajuns la sediul poliției locale și acolo a început Emanuel Chelios, director ajun. S-a adunat cu ăștia, a chemat pe acolo, la parter, în baie, că acolo era centru de plasament. Poliția locală a preluat clădirea aia, că n-avea în sediu. Așa, și m-a dus acolo, să ia de mine. Și mi-a dat și o amendă, dar eu n-am plătit nici în ziua de azi amenzi. Eu nu plătesc amenzi.
Ce anume? Mare amendă? Acum anul trecut. Mare? În 2019. Cât? Ce anume? Cât amenda? Amenda era 5 milioane. Că am scris pe ceva, demiția Băluță, că 500 de lei, 4 adică pune... 500 de lei, ce articol ai invocat? Nu știu, că am rupt-o de față cu ei. Ok, și bun, și ați ajuns la bătaie. După ce te-au amendat, te-au și bătut. Cum? Cum? Da, cu picioarele mine. Pur și simplu. Și ce face? Vezi că ăștia acolo oprește camera de la vedere, să nu facă dovezi. Apoi am făcut sesizare la secția 15, noi au trimis-o la parchet, poliția pe aceea a trimis la parchet înapoi cu propuneri de clasare. Că nu s-a Ca să confirmat. știi. Că nu s-a confirmat, Da. da? Da. E mână-mână între ei, stai liniștit. Și cei ce la noi la secția 26 e mafie după mafie. Se schimbă comandanții aici una după alta. Deci asta s-a întâmplat la secția 26, bătaia? Nu, la sediul poliției locale. Ok. Nu la secția de poliție. Și îi poți recunoaște pe polițiștii locali, pe gardienii ce? Nu înțeleg. Îi poți recunoaște dacă îi vezi la față? Îi știu de dracu, oricum, unii au dat afară, unii au venit, alții noi. L-am înjurat pe unul la telefon acum pe ăștia de la poliția locală, pentru că nu-i corect ce faci. Eu vin să rezolv probleme în primăria sectorul 4 și tu te iei de mine, aiurea. E conform legea 114/96, am voie să-mi rezolv problema. Știi legea 114/9? Nu, câți erau atunci la bătaie? Păi s-a adunat câțiva într-o mașină de aia dubă. O să-și trimit pe poză mașina care e. Păi o în să mașină vezi te-au dubă. bătut? În mașină te-au bătut sau în sediu? Nu o mașină, la sediu. Cum ar fi că te iau pe tine mașină și te duc la sediu. Așa, te-au dus Ai cu înțeles? Duba, da, și Dar te-au bătut la sediu. Și ce? Mă auzi și ce? E greu să-ți dea una în gură în mașină? Nu e greu. Nu e greu, dar n-ar trebui, nu-i voie. E tortură și e interzisă. Și Nu câți erau? Știu. Câți erau când te băteau? Mașina normal se strânge vreo 5-5. Așa, dar la sediu câți erau? La mașină, pentru că e o dubă mai mare. La O sediu să câți s-o erau? Trimit. La sediu câți ce? erau? La sediu sunt mai mulți, pe unii, pentru că acolo se face rapoarte, cheamă toți polițiștii de intervenții pentru raport și acolo se strânge mai mulți acolo. Dar Nu atunci, în am dat momentul... număr, sunt foarte mulți. Atunci, în momentul Mai au și acela... cancuri, mai are și de alea care se acoperă fața, cum îi spune, sunt de alea Cagule, da. Special. În momentul acela când te-au bătut, câți erau? Leon Dracule era, stai așa, director general adjunct, director adjunct și femeia care ți-a dat ți amenda, aia pe la centrală. Aia stătea în birou și vorbea pe centrală. Cum ar fi că sună la poliția locală și răspunde ea. Acum ea a dat un examen, știi, și a trecut examenul. Și a trecut-o la serviciul de intervenții. Dar eu m-am luat în gură cu asta de nu știu câte ori. Și Vezi atunci că asta e tare în gură. Și atunci când ai luat bătaie, ea era de față? Cine? Femeia. Aia, femeia era la birou atunci, nu era, n-avea costumația de intervenție. Era în cămaș albastru. Dar a văzut cum ești bătut? Aia vede, îți dai seama, dar ce se bagă aia? Ce interesează pe aia? Și aia dacă să-și facă treabă. Și dacă ai denunțat fapta lor, ea a fost anchetată sau ceilalți au fost audiați? Nu i-a chemat pe nimeni. De unde știi? S-a Doi dat ani, clasare. 2 ani poate s-a au făcut dat anchetă s-a... totuși. Nu s-a făcut nicio anchetă. Dacă era anchetă, mă chema pe mine să semnez urtire de anchetă. Că știu cum arată anchetă. Se face niște formulare. Și nu mai chema să fac formulare. Când se face o anchetă, te pune să faci un formular și semnezi de față cu un criminalist, birou criminalist. Poți să-i audieze de față cu dumneata dacă fac confruntare, dar poți să-i audieze separat, voie, individual. Nu știu, legea nu... Nu știu, și am vrut atunci mai de mult și a spus că nu e voie de față cu un polițist. Doar singuri. Și din cei 3-4 câți erau, cine a dat? Și acoperă fața, înțelegi? Au dat la negru pe față. Deci cei care aveau cagulea, ce te-au lovit?
Bă, ăștia de la intervenție, cine poate fi? Mascații, mă, na. Mascații, ca să-ți dau de înțeles. De pe birou de intervenții, poliția locală, că nu se arată moaca, ca să nu-i vezi pețele. Dar directorul ajunge, nu a pus cangulă pentru că la reprezintă mai mult persoană publică, știi? Și directorul ajunge, nu are voie să pună cangulă pe față. Și el n-are tot... voie. Și el tot era acolo când erai maltratat, da? E normal că era acolo, nu mi-a luat markerurile. Când scriam în tot sectorul 4, mă auzi? Am scris în sectorul 4, demiția Băluță Daniel, ce am mai scris? Muie poliția locală care fură. Păi unde scrie? Așa le-am scris. Unde scriai? În tot sectorul 4, începând din la capătul 313 până la Piața Sudului. Scriam cu marcă. M-a prins odată în un civil. Și m-a dus la sediu. Și pentru asta te-au bătut? S-a luat de mine, mi-a dat și oameni. Dar n-am plătit-o. Nu l-am plătit. Și vezi că eu am boală pe femeia care ți-a dat ție amendă. Nu să nu mai în cazul ăsta. Sunt mai mulți care aveam de a face cu aia. Că aia vine tot timpul pe aici, pe Alea Nevoiu. Vine tot timpul cu mașina de intervenție. Și nu vine singură, vine cu mai mulți. Că singură n-are curaj, că și-o primește aici. Aici și-o primește în gură. Eu credeam că ai scris o lozincă, că ai ieșit la protest, dar tu măzgăleai orașul, a? Da, măzgăleam orașul pe interesul meu, pe interesul că eu am votat. Păi, eu ăla-i plătit din banii mei. Eu când plătesc la taxe și imposte, ăla așa banii din banul știe să le ia, dar să-și facă treaba cu, nu-și face nimeni. Bun, și de ce aici să murdărești? De ce să murdărești bunul public când poți să murdărești o bucată de carton și să faci un protest pașnic? Am făcut și la Piața Victoriei, m-au văzut la televizor. A zis, uite-l pe Valerica la Piața Victoriei. Ia uite ce ne arată. Ia uite ce-ai dracu, ne arată placat, ia uite. Jos, Băluță, demiția directorul DGSPC, viceprimarul fură banii publici, face campanie electorală și folosește în preț pliante de alea, să facă pliante de alea, știi, ziare de alea. Sanchi Vrăjeală, bugetul sectorului 4, de unde? Una e hârtia oficială și una e pliantul. Pe pliantele alea pot să scriu și eu multe. Și pe cetățeanul ăla nu înțelege. Păi înțeles? În ce fel crezi că fură? În ce fel crezi că fură banii viceprimarul sau Băluță? Cum? Că face pliantele cele în care se laudă sau în alt fel fură bani? Și ce a făcut ăsta? S-a împrumutat de la 3 bănci. Bancă, nu mai știu cum se numește, bancă, mă rog, e o firmă, e o bancă de asta străină, BCR și banca, cum îi spune, Raiffeisen Bank. Primăria sau el personal? Da, fii atent, am îndatorat sectorul 4 numai cu datorii uriașe de peste 6 miliarde, ca să zic așa, aproximativ. Ce a făcut? A cumpărat bolduri și a ridicat mall-uri în Piața Sudului. Au ridicat, da, clădiri de la cu mașini, de parcări, în tot sectorul 4, au pus garduri. Dacă te duci în sectorul 4, în Cremenești, bordură pe bordură, bordură cu lanțuri, ghivece. Deci banii ăștia s-au aruncat în stânga și în dreapta, nici măcar un bloc social în sectorul 4 nu s-a făcut. Nici măcar atâta. E necesar un bloc social? Am văzut că... Ce? Necesar un bloc social? Acum, da, dacă se arăt să vezi ce bloc social e aici, în Cremenești. A făcut seții zero, am dus la plinirea sectorului 4 plin. E un dulap plin acolo. Și trăiești într-un bloc social acum? Da, cu gânda, cu ploșnițe, uite, atâi așa că ți-l arăt acum. Păi de ce nu faceți dezinsecție? Trebuie să fac administrația? Nu, mă tem că nu mai ai semnal acolo, că e beton. Ce? Nu prea mai ai semnal acolo. Nu se vede mare lucru. Da, am intrat în baie și de-aia.
Ai văzut? Nu, nu se vede nimic. Uite, ăsta e bloc social, nu, uite, ți-l arăt așa, dar nu am cum. Asta, uite, ți-l arăt așa. O Mă să rog, dacă treacă... e să apară, o să-l vezi. O să treacă criza asta și poate vin să-l filmez de aproape. Sau filmez dumneata când mai ieși pe afară. Păi de ce, n-am voie să ies afară? Ba da, am voie să ies afară. Cum să nu? Doar la magazin, O să ies. nu să te Nu, distrezi. ies afară, vreți să arăt. Și uite, aia e mașina lui Băluță. De mă auzi? E un director de la Poliția Locală. Am primit la Direcția Națională Anticorupție de 3 ori. Văd că javrele mă ia cu miștitori, cu nume și prenume, dar am dat cu nume cu tot, cu datele mele, tot. Am primit conform Libertatea, un director, și a luat o mașină de 150.000 de euro, un bolid, cum îi spune, bolid gri, marca se numește Mercedes. Se numește Mercedes și ăla stă pe Bercin ăla. I-am văzut declarațiile de avere și în declarația de avere nu specifică nicio mașină. M-am uitat și pe 2018, pe 2019 și pe 2020. Nu apare mașina. Dacă vezi ce mașină are, nebunești. Tot din banii, din amenzi. Și ce face? Ia bani de la taxe și impozite, fură, anuc. Bine, nu pot să justific ce sumă ia, pentru că are poliția locală care îl păzește în civil. Ai înțeles? Da, mă, ce... Așa. Și ia o parte din banii de la din taxe și impozite și completează la amenzi. Știi, ca să nu vină curtea de conturi să-i depisteze. Dar am primit adrese la DNA în București, degeaba. Am primit pe adresa de mail și degeaba. De 3 ori mi-a trimis că trebuie nume și prenume. Și am zis, ce nume și prenume? Că ți-am trimis toate. Apoi am mai trimis acum, iarăși. Ce să le fac? Asta, nu e ce să faci cu... sunt sectorul... deci, ăsta e singurul sector cu probleme din București. Ei, sectorul da. 4. Nu Ei, vorbesc da. De sectorul 1. Bine, e și Hoață primarul general. Hira. Toate sectoarele au probleme. Dacă tu ai la televizor, să vezi mai reclame face Hira. Eu nu știu unde se duc utile alea cu măști, cu mănuși. Le ține acolo, într-un loc. Le ține într-un depozit. Și nu le scoate de acolo. Alea le folosește când începe campania electorală. Acum i-a anulat campania electorală din cauza la virus. Campania începe din septembrie. Ai înțeles? Și atunci adori toate alea. Până atunci nu pasă umbre la ele. Bine, domnul Valerică, mulțumesc pentru mărturie și pentru curaj. Am înregistrat și dacă vrei și ne dai voie, publicăm mărturie asta. Numai că vezi că s-ar putea să-ți vină iar prințesa în uniformă să-ți ceară socoteală că ai calumniat-o. Nu înțeleg. Polițista ce e? O să vină să-ți ceară socoteală. O să zic că e calomnie. A, despre cine? Despre tine, nu? Că acum, în interviu ăsta, ai spus minciuni despre ea, o să zică. Nu? Că a spus o minciuni? Așa o să zică, nu? A, mă înțeles ce vreți să-mi spui, da. Nu știi cum se spune. Spune ca să se apire ei, da, asta e. Ce trebuie să creadă omul, da, așa este. Fii cum știi cum e pazea, poți să iau pe unul, să-l bat. Și dacă mă întreabă cineva, nu e adevărat, domnul, nu l-am bătut. Aia, minte, ești tu, eu, știi cum e. Stai, știi că-s mai multe chestii de descoperit. Dacă te duci în primărie, să vezi mai clanuri în civil. Sunt aia cu tatuaje pe ei. Sunt păi aia ce mare sunt clanuri? Cum sunt clanuri? Că sunt rude sau de ce sunt clanuri? Clanuri din poliția locală, un director care e acum la DGASPC sector 4, care a fost director la poliția locală, l-a mutat din poliția locală, l-a transferat la direcție, ca director, să nu-și pierdă funcția. Că ăsta e omul lui de bază, nu Băluță Daniel. Ăsta e primarul sectorului 4, Băluță Daniel. Știu, PSD-ist. E unul, chelioz. Dacă te duci în sectorul 4, în Cremenești, Boldură, gard, supraetajare cu parcări, dar locuințe sociale nu se face. Și ce se întâmplă? Bine, la noi aici, la Lea Nevoiu, în blocuri, și ne spune să facem cerere. Dar știi cum ne spune? Faceți cerere
și trimiteți-ne la primărie și când ești în primărie și nu mai ești pe teren, zice, pe n-are timp de așa ceva, n-are timp de tine. Pentru că are alte acțiuni, vrejuri, astea. Păi cerere ca să ce? Să vină să facă dezinsecție? Nu, cere pentru probleme sociale. Adică să vă facă alt bloc, să vă dea condiții mai bune? Da, și asta a zis, dar nu asta e problema. Problema e că în sectorul 4 sunt multe terenuri, a reușit să vândă pe sere, pe, cum se spune, pe berceni, pe metalurgie, a vândut un teren de la mare. A vândut un escroc și nu știu cum îl cheamă pe ăsta. Și a făcut blocuri acolo. Nici măcar un bloc social n-a făcut pe terenul ăla. Dar să-i vândă în ăla știut. Ai înțeles? Sunt multe chestii în sectorul 4. E mult, mult, mult de tot. Față de celelalte sectoare nu e așa. O să mai găsim ocazie să povestești. Poate peste o săptămână, două, să relatezi impresii. Ecouri după mărturie, după interviul ăsta. Mă auzi? Da. Mă auzi? Da. Mai bine să mă sun tu, da, ca să nu te deranjez eu, da? Mă sun tu când e. Neapărat, când vrei. Bine, bine. Când mă sun, o să-și răspund, sunt pe fază. Ne-am înțeles. Mulțumesc pentru apel. Bine, salut! Noroc!